Hello! Hello! M-am întors! Unde ai fost? Nu m-ai trimis la cumpărături? Păi da, te-am trimis acum 6 ore. Tu de atunci ai plecat? Da. Păi și ai cheltuit mult când ți-am zis să te încadrezi în 6 milioane. Într-adevăr, așa mi-ai zis. Păi și ce-ai luat cu banii ăștia? Uite! Păi ce-i asta? Ce-ai cumpărat? Dar nu văd nimic acolo. Exact. Păi și de ce așa goală? Deci, hai ca să explic. Am fost la cumpărături cu mașina. 600 de lei bugetul, corect? Așa. Corect. Am băgat 100 de lei motorină ca să am în mașină, a rămas cu 500, corect? Da, corect. Pe drum, am făcut pală la mașină, 50 de lei la vulcanizare. 50 de lei reparație. După care am mers la supermarket, era full parcarea, n-am avut unde să parchez. Am pus-o și eu așa pe un colț, a venit poliția, 2 milioane amendă. 2 milioane amendă? Da. După care am intrat în supermarket și am cumpărat de 100 de lei mâncare pentru pisic pentru toată luna și de 110 lei pentru cățel toată luna. Le-am stat afară. Dar mai rămas 40 de lei. Și cu aia 40 de lei am mers mănânc o șaormă la 30 de lei, că așa foame mi-era după cât efort am făcut toată ziua. Păi, Doamne! Păi și ți-o mai rămas 10 lei, ce ai făcut cu ea? Păi 5 am dat la cerșătorul din colț și 5 am cumpărat sacoșa asta. 5 lei ai dat la cerșător? Da. Cum? De, de obicei dădeai 2 lei? Da, s-au scumpit și asta. Păi mi-au zis, boss, nu mai pot să cer 2 lei, că la ce inflație este, rămân cu 1,40. Tu ai văzut ce a făcut pe irlandezul? Efectiv, în ritmul ăsta nu mai permit să mai cerșesc. Și deci, te-ai întors fără nimic, te-ai întors cu mâna în cur. Păi, n-am venit chiar cu mâna în cur, am venit cu ceva. Ia uimește-mă, cu ce te-ai întors? Cu ceva datorii. Cum datorii? De unde datorii? De ce ai mai făcut? Din banii pe care noi aveam, am mers plătesc taxa de drum, ca să fie drumurile bune. Și pe drum, am luat o groapă mare, mi s-a stricat suspensia și am dus-o la service. Și acum ne mai costă 10 milioane să o reparăm. Deci, felicitări, din 6 milioane am cheltuit 16 și am venit fără mâncare. Aoleu, dar prost mai ești! Eram sigur că nu faci nimica, sigur! De asta am făcut eu cumpărăturile, pentru că știu că nu ești în stare de nimic. Uite, am făcut cumpărături de 6 milioane. Serios? Ai făcut tu cumpărături de 6 milioane acolo? Da. Și cât te-a costat? 22. Extraordinar, numai tu puteai să faci cumpărături de 6 milioane care îți costă 22. Dar măcar aveam ceva de mâncare acolo? Nu prea, dar dacă vrei putem să ne ducem să mâncăm șaormă de aia de-a ta, de 30 de lei. Hai să mergem până n-o scumpește și pe aia.